Salut! Dacă ai investit în EGLD și îl ții aiurea în wallet fără să-ți producă nimic, faci o greșeală. În acest video vreau să-ți prezint toate variantele pe care le cunosc pentru a genera venit pasiv cu ajutorul EGLD. Dar înainte să începem, dacă vrei să mă ajuți la creșterea acestui canal, apasă pe butonul de like și lasă-mi și un comentariu. Chiar și cu un emoticon este foarte bine, pentru că în felul acesta ajuți foarte mult canalul și durează doar câteva secunde. Îți recomand să vizionezi videoclipul acesta și dacă nu ai EGLD, pentru că o să fii mai informat la finalul videoclipului. Dacă vrei cumva să cumperi EGLD sau dacă ai cumpărat EGLD, este păcat să nu-ți producă ceva și să-l ții aiurea în wallet. Astăzi este prețul $24,90 și prea curând la cum arată situația economică este greu să crească foarte mult. Trebuie totuși să fim realiști. Așa că hai să vedem ce opțiuni avem pentru a farma niște token. Prima dată, cele mai clasice variante care aduc și un randament mai micuț ar fi staking-ul pe Binance sau un X-Portal. Pe Binance eu nu vă recomand pentru că APR-ul cel mai mare este de 6,9% și trebuie să blochezi tokenii pe 120 de zile și pe lângă asta, tokenii sunt în custodie la Binance. Dacă Binance dă cumva faliment, tu o să-ți pierzi toate fondurile, fie că sunt la staking sau nu. În schimb, X-Portal este opțiune mai bună să stocheze GLD-ul și există și opțiuni de staking cu un randament mai mare. De exemplu, dacă mergem pe EGLD Info, putem observa că cel mai mare APR din momentul de față este 0,1%. În X-Portal poți scoate oricând tokenii de la staking, dar singurul dezavantaj este că trebuie să aștepți 10 zile până să-ți intre în wallet din momentul în care ai retras de la staking. Și pe lângă asta, în X-Portal tu deții cheia privată și ai acces deplin la criptomonedele tale, pe Binance nu tu deții cheile, ei le dețin. Ok, asta ar fi prima variantă, staking-ul clasic în Binance sau în X-Portal, cu toate că eu îl recomand pe cel în X-Portal dacă vreți să rămâneți la staking-ul clasic. Acum ajungem la liquid staking. Aici există trei opțiuni, Atom Protocol, Jewel Swap și OneDex. O să le iau în ordine și o să începem cu Atom. Pe Atom, cea mai simplă variantă, te duci la modulul de liquid staking și schimbi niște EGLD în HSEGLD. Trebuie să lași această bifă să fie bifată pentru a activa ca și colateral și o să primești un APR de 13,34% față de 0,1% cât este maxim în X-Portal la staking. HSEGLD este un token pus la stake și adăugat în protocolul de lending ca și colateral. Vedem că 6,35% este reward-ul de la staking și 6,78% este reward-ul de la protocolul de lending. Din protocolul de lending, adică de aici dacă mergem pe logo-ul verde, o să poți oricând să scoți HSEGLD-ul tău fără nicio perioadă de unbonding, să aștepți 10 zile sau ceva de genul. Singurul lucru este că dacă vrei să schimbi HSEGLD în EGLD înapoi, trebuie să aștepți 10 zile de unbonding, exact ca și la staking-ul clasic din X-Portal. Dacă nu vrei să aștepți cele 10 zile, mai există o variantă, te duci pe eSwap, te duci la swap și o să poți schimba din HSEGLD în EGLD instant. Probabil vă întrebați de ce un HSEGLD este mai mare decât EGLD. Ei bine, acest token crește întotdeauna și o să fie tot timpul mai mare decât EGLD din moment ce în acest token se adună recompensele de staking. Tu, pe Atom sau pe orice alt protocol de liquid staking, nu o să ai unde să dai claim rewards de la staking, deoarece reward-ul se adună în prețul tokenului. Mai există încă o variantă și să nu blochezi EGLD-ul pe 10 zile, pur și simplu în protocolul de lending, adaugi ca și colateral EGLD și o să ai o dobândă de 0,98%. Acest reward este plătit în USDC și o să poți să dai claim când vrei tu și se poate și retrage fără să aștepți nicio perioadă de deblocare. Pe lângă asta există și alte opțiuni pentru mai mulți tokeni, ETH și BTC. Ce este mai interesant aici spune sunt stablecoin-urile, adică dacă tu ai stablecoin-uri în X-Portal, o să pui aici cu un randament de 11,2%. Aici BUSD are cel mai mare randament și aceste randamente sunt pe an. În cazul în care nu vrei să activezi să pui ca și colateral, poți să schimbi în SEGLD sau în HSEGLD, să nu bifezi aici să fie activat ca și colateral și
Mai există alte opțiuni, de exemplu te duci pe ESOP, poți să faci aici un liquidity pool, de exemplu cu SEGLD și EGLD sau HSEGLD și SEGLD, o să primești acest APR și pe lângă asta te poți duce la fermă și există opțiunea de SEGLD și EGLD care îți aduce un randament de 6,79% în plus. Am încercat și eu să adaug în această fermă, dar nu sunt foarte, foarte mulțumit. Mai ales că reward-ul de aici din fermă vine în ash, care poate să crească, poate să scadă. Probabil vă întrebați că de sigur este Hatom. Ei bine, eu aș spune că este destul de sigur, sau chiar printre cele mai sigure proiecte din ecosistemul Multiverse X, din moment ce proiectul are făcute peste 5-6 audituri la firme importante din industria cripto. Este singurul proiect de pe Multiverse X care are parte de atât de multe audituri. Mergem mai departe la JewelSwap. Este tot un protocol de împrumut, dar și un liquid staking. Aici poți să pui la staking dacă te duci la stake EGLD și o să primești un token JWL EGLD în schimb și dobânda aici pe JewelSwap este de 18,9%. Perioada de unstake bănuiesc că este tot de 10 zile, exact cum este și la celelalte protocoale de liquid staking. Pe lângă asta, dacă mergi la lending, o să găsești aici alte opțiuni. De exemplu, poți să pui în protocolul de lending EGLD simplu cu un API de 16,92%. Acesta este un protocol de lending pentru NFT-uri. Dar dacă mergi mai jos, o să observi că mai există un alt protocol de lending, dar pentru ferme. Putem observa că aici dobânda pentru stablecoin-uri este destul de mare, 25% pentru BUSD. Se poate pune și SEGLD aici de pe Hatom cu 5,9%. Sau observ acum ca o opțiune să adaug și tokenul lichid JWL EGLD aici cu un API de 10,6%. 10,6% plus ce primește aici 18,9% vine aproape 30% randament pe JewelSwap. Dar problema care mă îngrijorează pe mine la JewelSwap este că n-am găsit nici măcar un audit pe acest proiect. Sau ei nu au publicat niciun de acest lucru. Riscul de hack, eu zic că există și este destul de mare. Și eu personal nu folosesc acest protocol. Al lucru pe care l-am observat aici este că JWL EGLD se poate schimba direct în EGLD aici și nu mai trebuie să aștepți perioada de 10 zile de deblocare. Chiar dacă eu nu-l folosesc, asta nu înseamnă că nu poate să fie un proiect bun. Dar eu n-am găsit niciun audit și acest lucru îmi pune niște semne de întrebare. De ce n-ar face un audit? Și mai există protocolul de liquid staking al celor de la Salsa cu tokenul LEGLD. LEGLD este integrat direct pe OneDex. Avantajul pe care l-am observat la acest protocol este că are două audituri făcute la Arda. Este cât de cât ok că cineva s-a uitat peste cod. Dar totuși când comparăm cu Hatom, care are mult mai multe audituri, Hatom aș considera că este cel mai sigur, deoarece foarte mulți oameni s-au uitat peste el. Putem observa că dacă schimbi un EGLD în LEGLD pe Salsa, APR-ul este de 7,09% și apoi există varianta să mergi pe OneDex, te duci la pool-uri și creezi un LP de forma LEGLD, EGLD. Acest LP apoi o să mergi în fermă și să-l adaugi pentru un APR de 19% extra. Dar atenție, acest APR este plătit în tokenul One. Nu să primești reward în EGLD sau USDC. Tokenul One poate să crească sau poate să scadă între timp. Deci APR-ul combinat pe OneDex ar fi 7 plus 19, adică 26%. Dar când faci LP, trebuie să adaugi, vezi aici, ne întoarcem înapoi un pic pe pool, trebuie să adaugi jumate LEGLD și jumate EGLD. Acel EGLD pe care îl adaugi în LP, el nu o să aibă parte de 7% reward-ul de la staking pe care LEGLD îl primește, deoarece este un token lichid de liquid staking. Bănuiesc că ați înțeles ceea ce vreau să spun. Ajungem și la o concluzie. Cel mai mare randament există pe JewelSwap,
dar oriunde randamentul este mare și riscul este pe măsură, să țineți cont de asta. Eu folosesc HATOM momentan și chiar și EGLD-ul simplu l-am adăugat pe tot în protocolul de lending să farmez niște USDC cu 8% dobândă. Motivul principal pentru care folosesc HATOM în momentul de față, chiar dacă dobânda este mai mică, este de doar 13%, este că are cele mai multe audituri făcute și mă simt sigur să-l folosesc, mult mai sigur decât să folosesc celelalte protocoale. Cu toate că și OneDex are un audit la Arda. Dar, de exemplu, dacă mergem pe HATOM și intrăm la documentație, stați să vă arăt rapid, ne ducem la Security, aici putem găsi câte audituri au făcut. Runtime Verification, PeckShield, Haken, Certic, Halborn, Arda, exact la care au și celelalte proiecte, și ABDC Consulting. Asta mă face pe mine să aleg HATOM, chiar dacă are o dobândă mai mică. Pe HATOM, ați văzut, este de 13,34%, Jewel Swap este aproape 30%, pur și simplu cu tokenul lor de liquid staking. Te duci aici la stake, pui un EGLD și o să primești un JWL EGLD, apoi te duci la lending și adaugi acel JWL EGLD aici și o să ai aproape 30% APR. Și nu în cele din urmă pe OneDex, APR-ul este de 26%, aici pe Liquid Staking Agency poți să schimbi un EGLD în LEGLD, cu el te duci pe OneDex, faci un liquidity pool cu LEGLD, EGLD și l-ai pus în fermă și ai APR-ul de 26%. Sunt curios. Tu ce faci cu EGLD-ul tău? Îl ții simplu în wallet sau l-ai pus la muncă într-un protocol sau altul? Dacă folosești un alt proiect, spune într-un comentariu care este sau pur și simplu unde ai depus tu EGLD-ul ca să genereze ceva venit. Chiar sunt curios să aflăm și noi care este sursa voastră de venit pasiv, să spun așa, cu ajutorul EGLD. Și dacă vrei, spune-mi într-un comentariu dacă ți s-a părut utilă informația. Până atunci, te invit să mă urmărești și pe Twitter, te invit să devii și membru în cazul în care îți dorești să susții canalul și o să ai acces la niște beneficii extra, cum ar fi acces la grupul de Telegram privat, acces la niște videoclipuri exclusive doar pentru membri, dar toate detaliile le găsiți aici în tabul de alătură-te. Un weekend plăcut vă doresc și ne auzim data viitoare. Ciao! Acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă ți-a plăcut, nu ezita să ne dai un like și să te abonezi. Îți recomandăm să arunci o privire și peste videoclipul următor. S-ar putea să-ți placă.